Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Darea de Seamă. Expoziția Flor de Toamnă s-a încheiat recent, Ea a fost organizată de către Grădina Botanică din Iași, cu siguranță toți ieșenii au auzit de acest eveniment, care a fost de mare amploare, au venit oameni de peste tot din Moldova și nu numai, să viziteze expoziția organizată, cum spuneam, de Grădina Botanică din Iași. Este o expoziție care este organizată de, peste, de aproape 50 de ani Însă, ce s-a întâmplat mai exact timp de o lună aproape la uh, această uh, expoziție și ce se întâmplă de fapt în spatele uh, ușilor Grădinii Botanice când nu sunt vizitatori? Vorbim, discutăm uh, cu domnul profesor universitar, dr. Cătălin Tănase, directorul Grădinii Botanice din Iași, care este platou alături de noi. Bună seara și bine ați venit la noi. Bună seara, vă mulțumim pentru invitație. Vă mulțumim pentru atenția pe care o acordați unei instituții reprezentative pentru orașul nostru și anume Grădina Botanică Anastasie Fătu a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, prima instituție de acest fel care a fost fondată în spațiu românesc, mai precis în anul 1856, de către medicul și naturalistul Anastasie Fătu, iar acea primă grădină botanică a fost chiar înființată cu resurse materiale proprii, nu departe de Biblioteca Centrală Universitară. Sunt în prezent două străzi, Fătu și Florilor, care delimitează perimetrul primei grădini botanice înființate la 10 august 1856. Deci, atât că dacă am fost la grădină botanică și n-am fost atenți și la străzile de jur împrejur, cum știm și, știm și vrem să știm... Ce se întâmplă dincolo de porți, așa cum anunțam la începutul emisiunii? Însă, până atunci, vă rog să ne spuneți cum, a, cum ați primit vizitatorii în acele peste trei săptămâni de expoziție, cum s-au simțit, ce... Le-ați oferit. În primul rând doresc să precizez că amplasamentul actual este al șaselea și acest amplasament practic a fost ales cu prilejul centenarului universității în anul 1960. Primele plantări au început în anul 1963 și deci am putea spune că pe actualul amplasament raportat la vârsta de 166 de ani este o grădină botanică tânără în permanentă evoluție. Este o bucurie pentru o grădină botanică universitară să fie căutată în afară de studenți, de uh, profesorii, personalul didactic uh, și administrativ al universității și de locuitorii acestui oraș, dar și de vizitatorii care aleg iașul, sigur, pentru tot ceea ce oferă din punct de vedere cultural, dimensiunea istorică și culturală a orașului nostru este cu una, una cu totul specială și toți știm lucrul acesta, iar grădina botanică se străduiește, sigur, pe lângă activitățile, așa cum a spus dumneavoastră, nevăzute sau mai puțin cunoscute și care sunt activități zilnice, să ofere periodic, fie sub forma unor evenimente tradiționale, așa cum ați menționat, anul acesta începând din luna octombrie, de pe 30 octombrie până pe 20 noiembrie, am organizat cea de-a 46-a ediție a expoziției Flor de Toamnă. Este unul dintre evenimentele consacrate, este un eveniment tradițional și, sigur, elementul principal al acestei expoziții, de aceea se și intitulează Flor de Toamnă, este crizantema grădina botanică din Iași ar putea fi considerată grădina botanică a crizantemelor și cred că și orașul nostru. Iar când fac această afirmație, doresc să precizez faptul că mai bine de 5 decenii sunt deja de când au fost aduse la Iași primele soiuri românești de crizantemă, iar în cele peste 5 decenii s-a ajuns la o cifră impresionantă. De exemplu, la această ediție, noi am prezentat 221 de varietăți horticole de crisantemă pentru floare tăiată și 218 pentru dumitrițe și tufănele, majoritatea dintre acestea fiind expuse în spațiile exterioare. Considerăm că o valoare genetică cu totul specială sunt speciile sălbatice care provin nu numai din Europa. Din Asia, cu predilecție, iar din Asia există doi genitori care practic sunt cunoscuți ca fiind uh, speciile de bază pentru toate varietățile horticole care se cultivă în prezent. Sigur, la acestea se adaugă activitatea de cercetare pentru această plantă, pentru că la ea și-au fost create soiuri noi, uh, varietăți horticole noi. Chiar în această perioadă, în ultimii cinci ani de când practic a fost preluată colecția de biolog dr. Ana Cojucariu, activitatea aceasta este una dintre cele mai importante uh, în cadrul grădinii botanice și uh, sigur uh, am putea spune și alte specii de crizanteme, crizantema comestibilă pentru salată sau crizantemele care sunt specii pentru valoarea medicinală sau pentru insecticidele naturale pe care le produc, toate practic constituie un genofond și un patrimoniu cu totul special al grădinii botanice. De aceea am îndrăznit să precizez faptul că, sigur, grădina botanică din Iași se poate identifica cu cultura acestei specii. Sunt formele de cultură care sunt practicate și anume, sigur, sunt forme cunoscute, să spunem, cele cascadă sau cele tip pom sau evantai, spirală, bonsai. însă într o instituție de profil din România practic doar la Iași, pe lângă cultura în sine, pe lângă diversificarea colecțiilor an de an cu varietăți orticole noi, formele acestea de cultură Credem noi că reprezintă iarăși o, o, o contribuție esențială la tot ceea ce înseamnă arhitectura peisageră în mod special și tot ceea ce înseamnă prezentarea acestor specimene în cadrul unor evenimente ca cele pe care le organizăm noi. Ne bucurăm că suntem căutați de vizitatori încă începând din septembrie sunt vizitatori nu numai din Iași, cum ați spus, sunt vizitatori din țară deja care își programează negreșit o vizită la Iași în perioada acestei uh, expoziții. Poate suntem auziți de de turiștii care au început să viziteze Iașul din Argeș căutând Grădina Botanică și expoziția de crizanteme sau recent ne-am întâlnit spre finalul expoziției cu turiști din Sinaia. Iată și locuitorii orașului Sinaia, de exemplu, vin la Iași, nu numai pentru Grădina Botanică, cu certitudine, însă a fost plăcut să discutăm despre ceea ce se întâmplă în cadrul acestui eveniment. Și sigur, sunt foarte mulți turiști din străinătate, dar sunt și delegațiile, personalul care participă, academii care participă la schimburile interacademice ale Universității Alexandru Ioan Cuza, toate evenimentele universității care se desfășoară în cadrul zilelor Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, care anul acesta a sărbătorit 162 de ani de la fondare, deci toate practic fac ca acest eveniment să constituie un reper, aș putea spune, pentru lunile octombrie și noiembrie. Așadar, au putut vedea vizitatorii peste 200 de specii, cum spuneați, de Toate rizanteme. au fost expuse. Deci le-au văzut pe toate. toate, cât timp i ar lua sau a luat poate unui vizitator să le poată, eu știu, admira mirosi ferendele. Uh... De... Pentru miros este mai simplu să spun majoritatea au același miros. Uh -huh. De ce? Pentru că în general acest gen, Crizantemum, așa se cheamă, secretă niște uleiuri volatile și sigur, fără a face analizele de finețe cromatografice, mirosul se încadrează într o gamă ușor de recunoscut. Am spus ceva mai devreme de o specie care produce un insecticid din care se obține un insecticid, cu alte cuvinte, un produs natural pentru combaterea uh, unor dăunători, ei bine, acel miros este mai greu de suportat, dacă mă pot exprima așa, de noi. De ce? Pentru că acela, acel miros, prin concentrația de uleiuri volatile, nu face altceva decât să alunge dăunătorii, nu numai ai crizantemelor, ci și a altor categorii de plante. Ea este atacată de alți dăunători decât poate să... Crizantema mai puțin uh -huh. Mai refer la specie, la speciile sălbatice. Soiurile sunt sensibile. Amelioratorul Sigur, au urmărit între altele ca inflorescențele, să nu uităm că la bază, la baza tuturor culorilor inflorescențelor, este de fapt o crizantemă galbenă. Crizantema are o sumă de flori pe care noi impropriu le numim petale. Cu alte cuvinte, evoluția soiurilor pe care noi le vedem în prezent, nu numai cromatic, ci și diversitatea inflorescențelor, provin dintr-o inflorescență tip margaretă. Din acea, din, acea, din acea specie sălbatică, sigur, cei care au vizitat Grădina Botanică, noi, între altele, însoțim specimenele de explicații, de planșe, au putut constata că în colecție sunt expuse, au fost și le avem de altfel în cultură toate tipurile de inflorescențe cunoscute în prezent la nivel mondial. Sigur, sunt remarcate inflorescențele tip pompon sau tip anemonă sau, cum am spus mai devreme, tip margaretă. Însă deja există inflorescențe care sugerează pânza de păianjen, motiv tip pentru care chiar așa se intitulează spider, da, păianjen, și uh, sunt altele care prezintă florile, că de fapt fiecare petală este o floare, sub formă unor pensule. Altele sunt grupate mai multe inflorescențe pe aceeași tijă florală. Altele, sigur, care le dorim pentru că este un caracter de soi pentru mărimea inflorescenței, este o activitate foarte, foarte laborioasă pentru îndepărtarea bobocilor în toată perioada în care aceștia încep să apară, în așa fel încât să rămână un singur boboc floral pe o tijă ca inflorescența care va rezulta să prezinte dimensiune caracteri, și caracterele unui anumit soi. A spus după aceea, culoarea de bază a fost cea galbenă, nu întâmplător. I se spune floarea de aur, da? Crizantemum. În prezent, practic, amelioratorul a reușit să obțină aproape toate culorile albastru. Nu există, în schimb, bine, ceea ce remarcăm noi adesea în spațiul comercial, pentru că unii probabil au remarcat și culoarea aceasta, sunt alte uh, elemente, dar alte metode. Însă, în mod natural, practic, uh, există o gamă foarte variată de nuanțe, de galben, de somon, de lila, violet, grena. Uh, Practic, o gamă foarte diversă și, sigur, dintre acestea nu lipsește și culoarea albă. La nivel mondial, câte specii sunt? Sau câte subspecii sunt? Uh, specii cunoscute la nivel mondial sunt 200. Uh -huh. Sunt 200, deci așa cum am -a spus, cu un areal. La noi sunt varietățile horticole. Noi, din cele uh, cunoscute ca specii sălbatice, avem în colecție 20. 20, sigur, tot timpul, nu numai pentru această plantă, ci și pentru alte categorii de plante. Cercetătorii în domeniul taxonomiei, și cu predilecție în domeniul taxonomiei moleculare, intrăm un pic înt într-o altă Tehnica. zonă, sigur că da, intervin în redenumirea unor taxoni, așa se numește, și, de exemplu, acesta este motivul pentru care. Unele dintre specii, mă refer la acestea în mod special, dacă până, să zicem, anul trecut erau recunoscute și considerate ca atare, astăzi pot fi sinonime. Este o activitate de cercetare continuă, ține de o anumită zonă a biologiei, biologiei vegetale, desigur, și sigur și noi avem grijă să renuim în permanență aceste, aceste informații. La această expoziție vedem că sunt acolo opere de artă în sine, pentru că e modul în care sunt așezate florile, sunt acele... Este o temă a este doamna toamnă, sunt destul de multe colțuri artistice sau peste tot, de fapt, sunt părți artistice. Cine se ocupă? Sunt mai multe persoane, sunt artiști de-a dreptul acolo? În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru apreciere, dar să apreciez și spiritul de observație. Este, Într-adevăr, este exact ceea ce ne dorim. În primul rând, evenimentele pe care le organizăm, acest eveniment, pentru că despre acesta discutăm acum, a avut genericul metamorfoze vegetale. Am dorit ca prin acest fenomen, sigur, noi l-am evidențiat pentru diversitatea speciilor de plante, însă și Animalele prezintă anumite categorii de metamorfoze, deci de transformări. Noi, practic, am expus sub acest generic, de la sămânță, fructe, până la flori, încercând să atragem atenția asupra tuturor transformărilor pe care le suferă sau le suportă plantele în general, plecând de la stadiul de sămânță, fruct, plantulă, plantă care înflorește, care fructifică și care formează semințe viabile. Tema, noi așa credem, a fost generoasă pentru că, pe de o parte, ne-a permis să expunem aceste metamorfoze la tipurile de floare și am spus inflorescențele, nu neapărat prin diversitatea cromatică, ci prin diversitatea tipurilor de inflorescențe care se găsesc la specimenele cultivate, iar în alte zone, așa cum a spus dumneavoastră, unde, se, unde au fost pregătite standurile expoziționale, am expus fructe, o colecție de dovleci decorativ, de exemplu, unii, sigur, cunoscuți în spațiul românesc, majoritatea însă provin din. Schimburile internaționale, cu alte cuvinte, eu știu dacă m-aș referi exclusiv pentru că nu este un dovleac. Se cheamă pepenele de ceară, provine din spațiul asiatic sau momordica, insulina vegetală, este iarăși o specie care a fost introdusă în cultură la noi pentru importanța medicinală și mai ales pentru, așa cum știm, pentru reglarea glicemiei. Sau sunt. Foarte multe fructe care provin de la castraveții africani deja ne spun locurile de origine. Sunt specii europene sau soiuri și hibrizi care provin din acest spațiu și sigur de pe alte continente. Cred eu din nou sub acest generic au putut fi remarcate la fel de bine, cred ca și altă dată, fructele de la ardei și de la plante rodite cu ardeiul. Practic, colecția a fost îmbunătățită comparativ cu cea prezentată anul trecut, cu 20 de taxoni s-a ajuns la o cifră, aș spune, cu totul specială, sunt 145 de soiuri și hibrizi, iar aceștia, practic, provin din genitori, iarăși avem în colecție 11 specii sălbatice și 5 subspecii, majoritatea de data aceasta provin din America Centrală și de Sud și majoritatea acestor genitori au servit, sigur, celor care se ocupă în mod special de cultura ardeiului și în special a ardeiului iute să realizeze, să creeze practic aceste noi soiuri și hibrizi care noi credem că surprind și prin aspectul fructelor, și prin culoare, dar mai ales prin gradul de iuțeală. Practic, au fost expuse cele mai uh, iuți uh, eșantioane care sunt cunoscute și sunt acceptate în prezent la nivel mondial. După aceea, colecția de varză decorativă și de plante înrudite cu varza au fost expuse practic toate speciile cunoscute pentru valoarea alimentară, dar au fost expuse și sunt încă pentru că chiar dacă, așa cum ați spus, evenimentul s-a încheiat pe 20 noiembrie, varza, cu cât temperaturile scad, cu atât devine mai intens colorat, de exemplu nuanțele acelea de lila, de violet, dacă, eu știu, persoanele care au vizitat la începutul expoziției, zona respectivă vor remarca acum niște culori cu totul spectaculoase. Probabil va ninge, ele vor rămâne acolo, se va topi zăpada. Culorile, și implicit plantele, vor fi la fel de, credem noi, speciale, așa cum au fost îngrijite, de fapt, pentru a putea fi expuse. Și așa cum a spus dumneavoastră, formele topiare, fie că sunt antropomorfe, doamna toamnă, nu noi, ci vizitatorii au denumit-o denumit așa, sau zoomorfele, anul acesta am expus mai ales păsări și un mamifer și un melc, dar realizate din alte elemente decât cele care le-am folosit în anii precedenți. Practic, am dorit să atragem atenția la o nouă modalitate de utilizare a răchitei. Toate formele au fost modelate și sigur, sugerează și au și fost recunoscute de altfel de cei care le-au le fotografiat, chiar dacă au avut această, să spunem, nouă îmbrăcăminte față de ceea ce s-a expus dată fructe, flori sau plante care erau tunse. Cât a durat munca din spatele organizării expoziției și câți oameni s-au ocupat de aceasta? Este o muncă de echipă. Ați întrebat dumneavoastră care sunt artiștii. Da. Noi discutăm și, practic, e munca de echipă, tot ceea ce expunem. Provine din colecțiile Grădinii Botanice, standurile sunt pregătite de aceiași angajați ai Grădinii Botanice, pentru că am spus de crizanteme: este vorba de o echipă care este coordonată de doamna biolog Ana Cojucariu. Dacă am spus de colecția de ardei, de o colegă foarte, foarte ambițioasă, Cristiana Petre, dovlecii de un inginer de data aceasta, persoanele menționate anterior sunt biologi, doctori în știință, un inginer, Mihaela Mihalache, sau varza de Lidia Dumitrese, este o muncă de echipă și eu cred că de aceea probabil plantele sunt remarcate pentru că ele, plantele în sine, sunt îngrijite cu pricepere, dar și cu multă, multă dăruire și atunci și exponatele ies și ne bucurăm Strălucesc. că sunt apreciate. Ne bucurăm că sunt apreciate. Grădina Botanică dispune de 78 de angajați. Am spus ceva mai devreme numele unor biologi implicați la acest eveniment. Însă toți, efectiv, mai mult sau mai puțin, contribuie atât la pregătirea cât și amenajarea în sine a oricărui, a, a, transpunerea, de fapt, în teren, a oricărui proiect pe care noi îl discutăm. Sunt șapte biologi cu toți cu titluri de doctor în domeniul biologiei și îmi place să spun lucrul acesta pentru că, pe de o parte, E o echipă de oameni tineri și dornici de a descoperi lucruri noi și de a aduce tot ceea ce învață, și pentru vizitatori, dar sigur și pentru specialiști, pentru că mai există și alte proiecte, alte abordări care sunt remarcate în mod special de, de, de specialiști. Sunt patru ingineri cu pregătire fie în domeniul horticol, fie în domeniul agronomic. Prezența horticulturii ca știință, ca artă, într-o grădină botanică este absolut esențială. Și sigur, sunt peisagiști, așa cum le spunem noi, sau grădinarii, sunt oameni care pun foarte mult suflet și adesea în discuțiile pe care le, le poartă vizitatorii își dau seama de nivelul de cunoștințe pe care le au și care, sigur, sunt din Iași sau din localitățile din imediata apropiere a orașului nostru. Așadar, este îmbinat munca ă, științifică cu cea de creativitate, până Așa la este. urmă, ca Așa să este. iasă ambele aspecte atât de bine. Pe ce suprafață a fost, eu știu, întinsă expoziția practic noi am plantat sau am expus în diferite forme în spațiile exterioare atât așa cum am spus dumitrițele sau tufanelele, varza decorativă, formele topiare, în secția ornamentală, în secția parțial secția biologică și fitogeografică, însumat înseamnă 3 hectare. Au fost peste 20.000, de exemplu, de, de plante care fie au ajuns transferate direct pentru plantare, fie, pentru că în paralel noi deja am desfășurat o altă activitate în timpul expoziției, fie în ghivece. De ce? Pentru că sub ghivece deja noi, am, noi începusem în timpul expoziției să plantăm bulbii pentru sezonul următor, adică de primăvară au fost plantați peste 200.000 de, de bulbi de lalele, de narcise, cu alte cuvinte, suntem optimiști, sperăm ca de data aceasta persoanele care îndrăgesc laleaua și narcisa să vină în primăvară. O să discutăm despre ce pregătiți pentru următorul sezon și următoarele de după următorul sezon imediat după o scurtă pauză de publicitate. Așadar, ne întoarcem în câteva momente.